Bun găsit, prieteni! Întâmplările stranii au loc frecvent în România. În episodul de astăzi, aveți ocazia să vedeți niște dovezi interesante ale acestora și să ascultați, la ultimele cazuri, chiar relatările martorilor. În 22 ianuarie 2020, în localitatea Breaza din Buzău, camera de supraveghere a unei benzinerii a surprins ceva ce seamănă cu o fantomă, plimbându-se aiurea pe drum. Persoana care era pe tură noaptea respectivă se uita la televizor, monitorul camerelor fiind așezat alături. În jurul orei 22, a văzut mai multe mișcări atipice în mijlocul străzii și a decis să filmeze pentru mai târziu. Presupusa fantomă a venit dintr-o direcție nefastă. Într-acolo se află o casă veche, ce a aparținut unei vrăjitoare. În 6 februarie 2020, o prietenă din comunitatea noastră a ieșit la un suc în oraș, în județul Alba. Ea dorește să rămână anonimă. După ce a plecat, paharul pe care l-a folosit a zburat singur de pe masă. Când a aflat vestea de la un amic angajat în acel local, a mers să vadă ciudățenia. În filmarea pe care a făcut-o incidentului, așa cum a fost captat de camera de supraveghere, se poate vedea o lumină de nicăieri ce atinge paharul, înainte ca acesta să se miște. Roxana Cătălina Costea are un dar special. Ea se află în comuniune cu lumea de dincolo. Îi simte prezența. În ianuarie 2020 se plimba prin București, fascinată de atmosfera macabră a unor locuri. A făcut multe poze. După ce le-a studiat acasă, a observat că nu a fost singură. O apariție translucidă s-a ivit de după o construcție, zâmbind. După cum puteți vedea, în prima, el apare cu capul plecat, iar în cea de-a doua, zâmbind. M-am născut cu darul, cu capacitatea de a simți spiritele, sufletele. Este un sentiment extraordinar pe care nu-l pot descrie în cuvinte, iar faptul că această comunicare aduce lumină sufletelor mă determină să continui. Luca Darvins postează clipuri amuzante pe TikTok. Nu mulți știu însă că el a fost mereu pasionat de paranormal. O experiență sinistră din copilărie l-a marcat pe viață. La momentul respectiv se juca împreună cu o prietenă, la ea acasă.
Spre surprinderea lor, necunoscutul a prins viață. Totul s-a întâmplat când aveam 16 ani. Eram la cea mai bună prietena mea și jucam scunsa. Avea un apartament foarte mare, tip vagon. Eu m-am ascuns în ultima cameră, ea număra din bucătărie și după 5 minute a urlat că m-a găsit, să ies afară de unde eram ascuns, deși eu eram nemișcat în cameră, eram după un fotoliu, țin minte și acum. La un moment dat am ieșit afară, s-a uitat la mine și a început să plângă, să urle și să-mi spună că de fapt eu eram în camera mamei sale cu halatul pe mine. M-am speriat, am început să plâng, nu știam ce se întâmplă. Ne-am calmat, iar după aia mi-a spus că într-adevăr ăla era halatul mamei sale, dar ideea era că mama sa era moartă de 4 ani și asta m-a speriat și mai tare. Nu știam de fapt ce se întâmplă, de ce halatul ăla era în picioare. Mi-am dat seama că acolo a fost ceva. Efectiv, am fost foarte speriat. Țin minte că de atunci nu am mai vorbit nimic și nu ne-am mai văzut niciodată. M-am speriat foarte tare pentru că mi-am dat seama că acolo clar a fost ceva și clar nu am fost eu. Noiembrie 2019. A retrăit coșmarul din copilărie, dar sub altă formă. Pe un perete din casa verișoarei lui se afla o cruce. Aceasta parcă avea o inteligență proprie. Îmi editam niște poze. La un moment dat am auzit în spatele meu un sunet ca de fier care efectiv freacă peretele. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă, nu mi-am dat seama de sunet, până să persiste și să văd că practic crucea din spatele meu se mișca. Mi-am dat seama atunci că mai mult ca sigur străbunica ei e acolo, pentru că simțeam că cineva mă privește din spate. A fost în orice caz o senzație foarte, foarte ciudată, o senzație pe care nu am cum să o descriu. E ceva foarte bizar să știi că ești privit de la spate și să știi că nu poți să faci nimic. Crucea aia efectiv se mișca fără ca eu să o ating. A fost o senzație foarte nasoală pentru mine. Adică e ceva ce nu pot să-mi scot din cap, efectiv. Despre sunetele ciudate din cer v-am mai povestit în cadrul episodului Filmări stranii din România. Ele continuă și în prezent. Adelin Slapciu, din Motru, județul Gorj, a ieșit repede din casă la ora 22:30, după ce a auzit niște sunete venind de nicăieri, în luna martie 2020. Bineînțeles, a filmat incidentul. Era noapte, cred că era undeva pe la 10 jumate ceasul. Stăteam liniștit, mă uitam la televizor. Eram singur acasă în momentul acela. Dintr-o dată s-a auzit un sunet metalic. Nu știam de unde provine. Eu stau și într-o zonă foarte retrasă. M-am uitat pe geam. Mă gândeam că poate e de la o mașină, de la un avion sau cine știe, poate chiar de la un tren.
dar n-a fost așa. Senzația nu este neapărat una înfricoșătoare, cât unică sau ciudată, mai degrabă ciudată, pentru că nu întâlnești așa ceva zilnic, adică trăiesc în zona asta undeva de pe la 2 ani. Nu mi-explic ce este, dar după ce s-au terminat sunetele, au ținut undeva la 5 minute, 6 minute, m-a luat o durere destul de nasoală de cap și după asta nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai repetat evenimentul, ceea ce face și mai ciudat. Lucrul straniu este că traficul era aproape inexistent la ora respectivă. Nu zbura niciun avion, nu trecea niciun tren prin apropiere. Adelin locuiește acolo de 18 ani și nu a mai auzit niciodată ceva asemănător. Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.